Săptămâna modei de la Berlin s-a deschis cu prezentarea colecției Escada Sport. Spectacolul a avut loc într-un pavilion amenajat în fața porții Brandenburg, din centrul capitalei Germaniei. Săptămâna modei atrage anual în oraș sute de mii de oameni și îi aduce profituri de sute de milioane de euro. Casa Escada Sport, cu sediul la München, se definește prin chic discret, aliură metropolitană și feminitate calmă. Colecția pentru toamna și iarna viitoare a fost dominată de fuste, pantaloni și mantouri simple ce pot fi purtate zi de zi. Câteva rochii de seară, lungi sau mai scurte, au asigurat nota de farmec nelipsită de la orice parada modei. Săptămâna modei de la Berlin are loc în luna ianuarie a fiecărui an, începând din 2007. Ea își propune să concureze serios evenimentele similare mai cunoscute din Milano sau Paris. Manifestarea profită din plin de renumele pe care și l-a creat Berlinul de centru mondial al școlilor de design. Anul acesta, la festival, participă aproape 50 de case de modă, iar organizatorii se așteaptă la profituri mai mari decât de obicei.